pe la... Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online, da, cum s-a și înregistrat. Suntem în informațiuni complete. Bine, din Ramona din nou. Mă bucur extraordinar de tare că astăzi suntem împreună din nou. Suntem în informațiunea lărgită cu cei doi frățiori. Lecția de aseară, de ieri n-ați văzut-o, cred că nu s-a încărcat. S-a încărcat lecția de ieri? Nu s-a încărcat încă, nu? Dar e pus deja pe internet, pe YouTube. O să o vedeți, cred că în cursul zilei de astăzi, de seară, în mod sigur, o să o vedeți, o lecție foarte frumoasă, deosebit de frumoasă. Eu am adormit așa de frumos și de bine aseară, după problema aceea, am mai făcut cu clasa a 6, am făcut și cu clasa a 10-a, dar ca la lecția voastră nu m-am simțit așa de bine, m-am simțit că au fost niște probleme foarte frumoase. Dar nu ne lungim cu vorba, că vorba lungă să răcea omului, nu așa? Și noi nu avem timp să pierdem. Prea multe probleme avem de făcut. Așadar, Ștefania s-a lăudat că ea nu are temă. S-a lăudat de așa zi, nu avem temă. Dar voi care sunteți... Avem aceeași temă. Aceeași temă. De acord. Noemi, citește prima problemă. Folosind cheul, precizează care dintre unghiurile următoare sunt unghiuri drepte. Așa. Dar ce înseamnă unghiuri drepte? Unghiuri de 90 de grade. Așa, notăm, să zicem. Unghiuri drepte, liniuță, unghiuri drepte, liniuță, înseamnă unghiuri de 90 de grade. Nu așa că scrii frumos? Cum te numești tu? Richard. Uite-mă mereu, Richard. Richard, nu așa că o să-ți strădui astăzi să scrii foarte frumos? Da. Bine, așa mă bucur. Deci, unghiurile drepte... Cine dă niște desene? A, așa, sunt unghiurile care au 90 de grade. Și sunt niște desene făcute, da? Da, da. Să mă uit la desene ar trebui eu, nu? Da, da. Ia să văd, așa. Exercițiul 6. Așa. Deci, copii, registrul 6, da? Este așa. Da? 6. Și, iată, un unghi așa e făcut, nu așa? Da, da. Unghiul 1. Un alt unghi. Cam așa e făcut. Unghiul 2. Un alt unghi. Așa este. 3. Unghiul următor. 4. 4. Și încă 5. Unghiul următor. 5. Care sunt unghiurile drepte folosind echierul, nu? Vrei să arăți? Da, fii atent, se filmează, te filmează. Da? Camera registrează dacă vrei să arăți. Dacă dorești, eu nu am nimic împotrivă, dar nu vrei încă. Bine, așteptăm. Da, vorbim din mancă și spuneți, da? Ramona? Primul unghi este unghi ascuțit. Primul unghi este unghi ascuțit, că e mai mic decât 90 de grade, da? Da. Deci, ăsta îi spune unghi, unghi. Unghi ascuțit. Da? Unghi ascuțit este asta. Și în paranteză spunem de ce. Mai mic de 90 de grade. Când punem echierul acolo, nu se acoperă, nu? Așa? E mai mic decât 90 de grade. Deci, mai mic, așa este semnul. Da. Mai mic, 90 de grade, mai mic. Asta, în cuvinte voi scrieți, ca să nu mă complică cu voi, da? Mai mic de 90 de grade. Unghiul 2. Ce fel de unghi este? Punem raportorul. Ia să văd. Unghiul 2 este unghi obtuz. Foarte bine, obtuz. Deci asta se numește unghi, unghi obtuz. Adică unghi. E mai mare de 90 de grade. Unghi obtuz. Obtuz. E mai mare de 90 de grade, da? Dacă puneți echierul, pe urna din laturi, vedem că cealaltă nu se lipește de latură, nu? Și atunci e mai mult de 90 de grade. Deci, mai mare, scriem în cuvinte, unghi obtuz, mai mare de 90 de grade. Și ăsta a fost mai mic, mai mic de 90 de grade. 3. E de 90 noi. De grade. Noemi,
este chiar 90 de grade. Dacă punem echerul, ai un echer la tine? Da, am eu. Așa. Deci copii, dacă punem așa echerul, este un echer micuț, este exact. Se acoperă perfect 90 de grade, da? Da. Deci acoperim 90 de grade la 3. Ăsta e motivul. Deci la 3 ce o să spunem, Ștefania, ce o să spunem la 3? Ce este la 3? Unghi drept. Da? Unghi drept, da? Zicem aici, unghi drept. Egal cu 90 de grade. Chiar 90 de grade are. Mergem mai departe. La 4, Noemi. Unghi ascuțit. Unghi ascuțit, foarte bine. Unghi ascuțit. Adică mai mic de 90 de grade. Da. Și, nu Radeș. Richard. Mă, ce greu. Sau Ricci. Ricci? Da. Tot greu îmi vine. Ricci. Richard. Este unghi de 90 de grade. Unghi de 90 de grade sau unghi drept? Unghi. Drept. Așa. Care sunt unghiurile drepte? Care numere sunt unghiurile drepte? Ia să vedem. 3 și 4. 3 și 5. 5. Da? 3 da. Și 5 sunt unghiuri drepte, da? 3 și 5. Celelalte unghiuri ascuțite? Noemi? Care sunt unghiuri ascuțite? 4 și 1. 4 și 1. 4 și 1. Și unghi obtus, adică mai mare de 90 grade, ridici 2. 2, da. Sigur 2. Am făcut 6, da? Da. Mergem la altă exercițiu. Ce problemă mai aveți? Ia să ziceți-mi. Scrie litere mari de tipar care cuprind A. Cel puțin două drepte paralele. Tot așa desen trebuie să fii, nu? Da. Nu. Scriem noi. Scriem noi literele mari de tipar care... Adică notăm care sunt paralele. Care cuprind cel puțin două linii paralele, da? Deci litere mari de tipar. A. Așa. Da. Așa se... Are, da? Este două. Este două, are în componență, este două linii paralele, da? A. B. B are trei linii paralele, adică... Nu, nu are niciun linii paralele. Are destul spate. Ce? Dacă e rotund, dacă e rotund și aici, rotund și aici, nu are. Nu are. Tu zici că ar avea, dar te gândești așa. Dacă ar fi asta... Da. Pe o porțiune. Adică tu spui așa, dacă ar fi, în felul următor. Da? Așa ar fi paralele. Așa ar fi una, două, trei. Ar fi una, asta, una și două paralele. Dar nu prea, parcă așa e bruul făcut, nu? Da. Cum să ne pronunțăm? Acum să ne stabilim noi. Îl vrem așa sau îl vrem așa? Cred că așa, în varianta întâi asta. E rotund aici, rotund acolo și asta e așa. N-au nimic. Nu pot să spun că are în componență două drepte paralele. A, B, C-ul. C-ul nu e. C-ul nu are nimic, nu? D-ul. Nu, nici D-ul nu are. E-ul. Da, are trei. Are trei paralele. Are una, două, trei. Da. Nu-i bine? Da. Deci E-ul, trei paralele. Trei drepte paralele. Dacă îl pune și cu asta un pic aici, am fi ăsta și cu asta la da. Paralele, dacă ar fi așa, dar nu cred că, așa lăsăm, da? Deci, aici, în dreptul ăsta, zicem două drepte paralele, da? Da. Ca să fie, să dăm răspuns, două drepte paralele. La C, nu? La E. La E câte drepte? Una, două, trei. Trei drepte paralele. C, D, E, F. F-ul, câte are F-ul? Ștefania, F-ul câte are paralele? Două. Două. Este două, da? Încă n-a ajuns la geometrie. Nu-i nimic, dar acum învață. Este foarte atentă și ne prinde direcția din drum, din mers. Da. Da? E bine F-2, nu? Două paralele. F. G. Nu are. G-ul n-are, nu? Nu are. H. Da. H are câte? Două. Două drepte paralele. Asta și cu asta.
Că oricât le-am prelungi, niciodată nu mai întâlnesc. Nu se mai întâlnesc. Linie, cum spune... Și sus și jos, oricât le-am prelungi, nu se întâlnesc niciodată. Și în ridicarea ferată. Da. Stodurile parele, oricât le-am prelungi, nu se întâlnesc niciodată. Așa ne-a zis și doamna la școală. Nu, așa v-a zis, exemplul ăsta. Sigur că e cel mai înalt de mână. De acord. Mergem mai departe. H. I. Nu. Nu. J, I, U, nu, nici ăla. J, K, K, nu, L, nu, M, da, M, câte are? Două. Asta și cu asta. Da. M, spunem două. M, N, da, da. M, N, are două. Da. Da. O, O, nu. Niciun caz. O, Q, P, nu, nu. Q, la fel, R, nu. R, S, S, nu. S, T, T, nimic, nu. C, la ale, nu. U, da, fi, are două, da, are, are, U, două, paralel, V, da, nu, 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 nu. Care are două din concurente. El s-a întâlnit de așa. Da? V, X? Nu. Au format un unghi aici. Putem spune că au format. Acum au format un unghi. Un unghi ascuțit. Un unghi ascuțit, excelent. X, J, Y. Y, nu, J, Y, da. Y, Z, da, da, Z, are peste două. Da? Da. Deci astea două sunt paralele. De fapt, dacă punem și linia la mijloc, ar fi trei. Dacă îi pune și, dar au zis de, să fie... Da. Uite, da, să ne gândesc, dacă am pus-o, și a treia poate să fie luată în seamă, da? Da. Dar obligatoriu două sunt. Așa. Mai avem vreo literă? Nu, nu. Atât. Da. Am terminat. Și B-ul să aibă cel puțin două drepte perpendiculare, adică... Acum putem să le găsim aici. Să fie o dreaptă. A, de așa. Să fie așa. Da, acum ne putem găsi. Una așa și una așa. Da. Aici da. Se cheamă perpendiculare. Da. Hai să ne uităm așa, dacă dar găsim. Dar prima dată E. Eu. Da. Eu. Avem da. Câte unghiuri drepte? Unu. Două. Și aici câte sunt? Trei. Trei. Da? Trei unghiuri drepte. La E, chiar și, așa le punctăm. Și F, și F. Și la F, F are două. Două. Sigur că da. F la H. Avem, bata, da, avem. Avem. Da, da, da. Și jos. Unu. Unu sigur că dacă miliuță, este, da. A, este aici, este și în partea asta altă. Da. Ele sunt paralele, o să înțelegeți voi deci. Dar voi e bine să le punctați. Unu, două. Că nu poți să spui și de desubt, că să vă înțelege că sunt. Odată ce este un unu, este și el de desubt, da? Două puteți să spuneți acolo. L, sigur. L, are sigur. Da. Aici. M, N, O, P, L. Nu are. Cât? Nu, nu, pardon, nu, nu are. Nu, M, nu are. Ea unghi ascuțit. N, da, da. Nici el, O, P, R, S, S, Ș, T, 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 are un unghi, da? Uitați-l aici. T. Și Ț. Și Ț. Dacă punem așa. U. Da, are. Da. De fapt, nu, da. Că aia este rotundă. E rotundă, depinde acum dacă e desenată rotund, dacă e dată... Păi, dată. Da, la școală mereu facem unul rotund. Așa le faceți, da? Da. Da. Atunci ce înseamnă că nu-i? Nu. Da. Voi, știți voi cum să-l acceptați, dacă e da sau ba. Da. Bun. Și atât. Da, atât. Z, nu, 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 că la Z e asta oblică. E un ghiul mai mare din 90, da? Da. Da. Hai să vedem încă o dată. Ștefania, chit că nu le-ai făcut la clasă, dar înțelegi ce înseamnă drept. Unghiul drept este ăsta de aici. Și noi l-am urmărit de câte ori îl găsim pe ăsta. Îl găsim aici, îl găsim aici, 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 da? Ăsta este unghi drept. Da. Așa, aici, 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 și așa, în partea cealaltă. Și iată, este perfect, este spectaculos. Da? Am rezolvat și punctul ăsta. Da? Ce vrei spune mai departe? 8. 8.
privește desenul, apoi trasează cu roșu dreptele perpendiculare. Bun. Eu am să șterg acum mai întâi, ca să fac spațiu și să fac desenul ăsta. Aveți ceva cu roșu? Câte probleme aveți de aici, de făcut? Pagina asta și următoarea. Da. Aha. Tata, terminăm repede ca să treci numai și probleme serioase. Da. Astea sunt așa, de pierdut vreme. Deci, eu aici fac cât se poate de atent desen. Trebuie să fac perfect așa. O dată este așa. Pe una, o dată așa. Diagonală? Așa. Pe urmă, apare aici o situație în care văd eu așa. Uitați așa. Una așa, care se împartă lungi ăsta în două, și alta care vine perfect tot în două. Uitați așa. Da? Pe urmă, după ce am făcut ăsta a doua, mai am încă una pe aici undeva. Și aici am una, două le-am văzut. Și mai e... Și mai e acolo, încă da. Una. Așa, așa pun toate, da? Da. Da. Cam atât, nu? Da. Da. Ei, din rozeta asta, din dreptele astea care sunt intersectate toate în punctul ăsta aici, care vi se par două din ele care se placă 90 de grade? Noemi? Ce-ai de sus? Deci asta așa când am dus-o? Da. Și cu care? Cu cea de la mijloc. Asta aici, da? Asta este. Uite, asta așa. Una. Și ce una. De pe partea cealaltă? Și astea două, nu? Asta de aici cu asta de aici. Da. Deci, o altă pereche, eu am să o tai așa, fac așa, uite așa, când am culori. Și cu cine? Cu asta de aici. Da. Da. Astea două sunt cele care formează unghiuri. Asta s-o îngroșă un pic, ca să fie mai bine văzută. De cameră. Una. Și cealaltă îngroșată. Deci, ce am văzut unghiuri de 90 de grade sunt acestea formate de asta și cealaltă. Că dacă pun imediatul, a ieșit perfect. Și asta de aici. Și cu cealaltă, da? Care au împărțit unghiul ăsta în două. Și cealaltă au împărțit unghiul în două. Și cele două se ajung și perpendiculare. Bine? Da. Bun. Să vedem altă problemă. Tu ai venit și ai și... A schimbat-o. Ce figuri sunteți? Vreau să compiu despre carte. Am înțeles, am înțeles. Uite, m-aș băta, încă nu o făcut. Ramana deja a completat asta. Am înțeles. Ramana, tu le-ai făcut de acasă? Da, da, mai am o singură pagină. Am înțeles, așa. În desenele de mai jos, indică poligoane care au cel puțin două laturi perpendiculare. Deci, trebuie să șterg din nou. Din păcate. Așa. Deci, o să fac desenele și voi spuneți care au cel puțin două laturi perpendiculare. Iată o situație cam așa. Figura asta se cheamă un triunghi. Dreptunghi. Da? Voi ați spus triunghi dreptunghic. De ce sunt dreptunghic? Pentru că are o linie de 90 de grade, da? Dreptunghi. Deci, tu ai notat așa. A, B, C. De regulă se notează cu A, unghiul drept. A, B, C. De regulă, da? Dar nu e nicio greșeală că ai notat altfel.
Dar așa se notează, așa e acceptat în matematică. Pe urmă, iar și desenez o figură și voi spuneți dacă am unghiuri drepte aici. Am unghiuri drepte? Unghiuri drept la bază, jos. Deci, ar fi unul aici, nu? Și unul aici. Da. Îți două unghiuri drepte. Da, că destul niciun. Da? Are două drepte paralele, astea două sunt paralele. Da? Astea două nu mai sunt paralele, dacă le-aș prelungi, s-ar întâlni. Da. De acord, da? De acord. Așa. Și ai notat așa, cu A, B, C, D. Merg și eu pe mâna ta. A, B, C, D. Știi cum se numește figura asta? Trapez cu un drept. Trapez dreptunghic. Dreptunghic. Da? Care un unghi drept. Da. Deci se numește aici, hai să zicem aici. Să zicem și cum se numește. Asta s-a numit, cum am spus, cum ai zis? Triunghi dreptunghic. Triunghi, care are triunghiuri. Da? Triunghi. Dreptunghic. Dreptunghic. Deci triunghi dreptunghic. Iar aici, cum am zis că se numește? Trapez dreptunghic. Trapez dreptunghic. Trapez dreptunghic. Așa, trapez dreptunghic. Apoi, o altă figură care arată cam așa. Uite, așa. Ai notat aici cu A, B, C, D. Ai luat de sus de acolo. Așa merge. A, B, C, D. Dacă are drepte paralele aici. Are drepte paralele figura asta? Nu. Uite. Uite, la, dacă poți să două reprelungi, cât le-aș prelungi, nu se putere niciodată. Nu le-aș spune perpendiculare, nu paralele. Eu am întrebat, nu e în legătură cu ce e manual. Este vorba de o întrebare a mea suplimentară. Da. Dacă are drepte paralele. Are două. Ăsta două și ăsta la alte două. Deci ăsta două, dacă le-aș prelungi așa, oricât aș prelungi, nu se întâlnesc niciodată. Da. Da? Ei, figura asta, știți cum se numește? Se numește paralelogram. Păi tocmai de ei vine. De la faptul că sunt paralele, am două câte două. Da? Paralele, adică asta cu asta paralele și asta cu asta sunt paralele. Deci se numește paralelogram. Ăsta e motivul, da? Să scriem și noi. Se numește paralelogram. Deocamdată nu cerim, nu ne gândim să ne uităm la cerința autorului, ci pur și simplu să le definim, să le înțelegem. Deci paralelogram. Dar asta, figura asta care îmi desenez acum. Da? Figura asta. Că e notat-o cu ABCD de sus, tot de sus. A, B, C, D. Știți cum se numește figura asta? Pătrat, sigur că da. Care toate laturile egale. Da? Toate laturile sunt egale și toate unghiurile sunt drepte. Uitați aici, toate unghiurile sunt drepte. Ele laturile sunt și paralele două câte două. Da? Pătratul. Pătrat. Da? Figura asta se numește pătrat. Deci are pătratul toate laturile egale, asta cât asta, cât asta, cât asta, toate laturile egale. Și unghiurile sunt toate egale, drepte sunt toate unghiurile. Pe când la paralelogram niciun unghi nu este drept. Un unghi este obtuz. Altul e drept. Altul este ascuțit. Da? Ascuțit. Da? Unul obtuz, altul ascuțit. Două sunt obtuze. Ăstea două care se uită unul la altul obtuze. Și ăstea la care se uită unul la altul, iarăși sunt ascuțite. Da? Are două unghiuri obtuze, două unghiuri ascuțite. Pe când pătratul are toate laturile egale
și are toate unghiurile drepte, toate unghiurile drepte, de 90 de grade, cum am discutat, da? Și laturile sunt paralele, două câte două, că dacă le-am prelungit oricât nu s-ar întâlne, deci paralele, două câte două, opuse, laturile opuse sunt paralele, două câte două, da? Astea două sunt opuse, două câte două, sunt paralele, două câte două. Deci, hai să reținem de la triunghi. Ce am putea spune la triunghi? Triunghiul dreptunghic, dar de ce am zis triunghi, triunghi? Dacă are trei unghiuri, se cheamă triunghi. Dar de ce e dreptunghic? Chiar are un unghi de 90 de grade. Există și triunghi, uitați așa, în care toate unghiurile sunt ascuțite. Adică toate unghiurile sunt ascuțite. Se cheamă și asta triunghi ascuțitunghic. Da? Deci dacă toate unghiurile sunt ascuțite, se numește triunghi ascuțitunghic. Triunghi, hai să scriu, triunghi, toată lumea scrie, triunghi ascuțitunghic. Triunghi, deci triunghi dreptunghic, ascuțitunghic și mai este un fel de triunghi echilateral. Obtuzunghic. Obtuzunghi care are un unghi obtuz. Adică așa. Se cheamă ăsta triunghi obtuzunghic. Triunghi obtuzunghic. Deci trei categorii de triunghi am întâlnit. Triunghi dreptunghic, ascuțitunghic și obtuzunghic. Trei categorii. Apoi, trapezul. Nu? O figură interesantă, trapezul. Ăsta e trapez dreptunghic, care ăsta două unghiuri drepte. Există și trapezul oarecare. Bunoar așa. Dacă o să vedeți un trapez sub forma asta, ăsta se numește trapez oarecare. Da. Are numai două laturi paralele. Nu-i dreptunghic să fie latura asta așa. Deci trapez oarecare. Dacă se întâmplă ca astea două să fie egale, se cheamă atunci trapez isoscel. Când astea două sunt egale, se cheamă isoscel. De la triunghiuri, de ca variante de triunghiuri. O să discutăm mai târziu. Ăsta se numește, cum am spus, paralelogram. Ce calitate are un paralelogram? Cum să-l țineți voi minte? Ce este paralelogram? Este un patrater? Laturile opuse sunt paralele două câte două. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Există și triunghi oarecare. Și triunghi oarecare, în care nu se mai ține cont de laturi de unghiuri, da? Deci, fiindcă noi am ridicat problema asta, profesorul din mine trebuie să-ți dați un răspuns, clar. Deci triunghiurile pot fi clasificate după unghiuri și după laturi. Hai să facem așa. Deci, poate să termin povestea asta și mă întorc la triunghi și vorbesc un pic mai mult de triunghiuri, da? Bine. După ce am făcut pătratul, fac o altă figură care, pe care o vedem așa. Dar am să o desenez exact aici. Această figură cum este? Cum poate fi? A, B, C, D. Se numește romb. Romb. De ce credeți voi se numește romb? Dar asta care vă, figura asta care vă desenez acum. E romb ascuțitunghic? Nu, e romb. Tot romb. E romb, doar că rombul de mai sus este un pătrat... A, pus într-un colț. Da. Eu aș spune că e mai degrabă pătrat. Da. Că dacă are unghiul de 90 de grade, dacă unghiul ăsta e 90 de grade, e pătrat. Deci asta este situația. Rombul cu un unghi de 90 de grade este pătrat. Da. Da? Pe când aici, nu am unghi de 90 de grade, da?
Este un fel de paralelogram, este un fel de paralelogram, numai că laturile sunt și paralele, dar sunt și congruente, sunt și egale ca lungime. Deci la romb, laturile sunt egale toate între ele. Ar fi fost un pătrat care a fost dat într-un colț, așa. A fost deformat, da? Deci, atenție copii, rombul este acel patru latel în care laturile sunt tot așa, două câte două paralele, dar sunt și egale toate între ele. Toate egale între ele. Și mare o calitate, dacă le duc așa, diagonale... Așa facem noi la școală. Așa? Da. Diagonale sunt perpendiculare. Diagonale sunt perpendiculare la rom. Deci, eu l-aș socoti pe ăsta mai degrabă ce l-aș socoti? Pătrat. Mai degrabă pătrat, care un unde... Da? Care a fost un pătrat pus într-un colț. Pus într-un colț, care e unul din ori de grabă. Deci, din motivul ăsta. Da? Deci, semnul așa arată. Ca și ăsta a fost. Că dacă și pe ăsta l-aș roti un pic, ar fi tot pătrat rămâne, nu? Da. Îl schimbă numele în romb. Așa. Dacă vrem să-l privim ca un romb, îl putem privi și ca romb, dar cel mai bine să-l vedem ca un pătrat, pentru că are un din 90 de grade. Asta este motivul. Da? Este rombul în care se întâmplă ca toate unghiurile să fie de 90 de grade. Pe când din coace, nu mai se întâmplă așa, deci rămâne romb. De aceea e o formă particulară a rombului. Pătratul este o formă particulară a rombului. Deci rombul în care unghiurile sunt de 90 de grade se numește pătrat. Sau rombul mai ascuțit îl putem privi și ca pe o hârtie pusă în picioare. Sigur, dacă pe o foaie de hârtie, tu vrei să spui așa. Greșit. Pus așa, pentru un colț, foaia asta, da? Greșit. Nu-i rombul. Pus în picioare, normal. Cum? Așa, pus în picioare, văzut de sus. Dreptunghi. Văzut de sus. Unde să mă urc? Unde de sus? Cum? Tu nu... Ca și cum ar fi așa, ca o... Ia, vine și mi-a arătat așa de aici, fără să fii în fața camerei, deci numai așa mi-a lăsat. Ca și cum ar sta o pătrată, o foaie pătrată, da. Ținută așa și o vedem de sus. A, se referă din să fie foaia îndoită într-un pătrat. Eu ce să fac așa, fac un pătrat. Da, și voi să privim de sus. Așa. Și după privim de sus și ne vedem. Păi, eu am, nu m-am trezit. Sau pusă pe masă și privită așa, din... În plan orizontal? Da, da. Se mână ca de pe ce putea. Așa. Așa se mână pe cealaltă. A se mână... Ca asta de aici, nu? E perfect. Deci, iată, să spunem pe cea dreaptă că pătrat este în da, finalul da. Asta, da? Este pătrat pentru că este pătratul desenat altcumva. Da, da. Da? Este da. Pătratul desenat într-o altă poziție. Și în sfârșit, să mai spunem și o altă figură. Haideți să o... Să desenăm și figura asta, care arată așa. Așa. Este... A venit dreptunghiul, dar doar cu de dreptunghi. Da. Deci este... Poate n-am desenat foarte precis. Da, da. Trebuie să fie toate unghiurile egale, toate astea de creiere, așa, toate egale. Eu n-am desenat bine. Deci reiau figura. Cel mai bine se desenează figura asta în felul următor. Într-un cerc. Uitați. Într-un cerc. Desenăm un cerc. Și cu lungimea razei, hai să vă spun o șmecherie. Deci cu lungimea razei, luăm un compas de lungimea razei și de undeva începem. Dacă luăm de aici, trasăm cu lungimea razei una și în partea asta și vin cu raza și o mutăm în partea asta și o mutăm și în partea asta și o mutăm și în partea asta. Și astfel am obținut deci în felul ăsta am obținut figura cea mai interesantă care se numește
Cine știe cum se numește figura asta? Asta care ne se lapă acum. Care are? E... 6 laturi. Hexagon? Hexagon! Hexagon! A, B, C, D, E, F. Hexagon. Ștergem acum cercul. Da. Deci, hexagonul are toate laturile, toate laturile de aceeași mărime, cât raza, și laturile opuse sunt paralele două câte două. Adică E, A, F cu D, C. Da, da. C, B cu E, F. E, D cu A, B. Da. Are toate, deci laturile opuse sunt paralele două câte două, cât le-am prelungit. Deci nu se mai pot întâlni, da? Da. Două câte două. Așa. Și unghiurile astea toate sunt egale. Deci toate unghiurile într-un hexagon sunt egale. Obtuse toate. Obtuse toate. Da? Iată câte lucruri avem aici. Deci hexagon. Hexagon. Se numește hexagon și puteți să spuneți ce are. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Puteți face mențiunea asta, da? Laturile opuse sunt paralele două câte două. Unghiurile sunt toate obtuze. Unghiurile toate sunt obtuze. Da? Acestea ar fi lucrurile care am amintit. Și cu asta toate, tot ce este în manual este epuizat. Da? Aproape tot. Mai pagina 98. Am înțeles, dar la punctul ăsta, la problema asta. Și ce a întrebat autorul? Că am uitat ce a întrebat. În desenele de mai jos, indică poligoane care au cel puțin două laturi perpendiculare. Cel puțin două laturi. Care au cel puțin două laturi perpendiculare. Deci, aici, care ar fi poligonul, care ar fi, cum se numește, să trimit dreptunghi, am zis, care are cel puțin două laturi perpendiculare, latura AC pe latura AB. Da? Trebuie să scrieți acolo. AC e perpendicular pe AB. Trebuie să-l și indică. Apoi, din partea cealaltă, în trapezul dreptunghic. AB cu BC. AB cu BC și tot AB cu AD. AB cu BC sunt perpendiculare și AB cu AD. Aici avem ceva? Nu. În partea cealaltă? Da. AB cu BC, AD cu BC. Da? Cu DC cu al BC. Da. Da? DC cu BC în punctul C. S-au întâlnit, sunt perpendiculare. Deci le-am indicat. Și aici, iarăși sunt. Da, tot la fel. AB cu AD, AD cu DC, BC cu CD. Deci sunt două câte două și le putem indica. Foarte bine. Bun. La hexagon putem indica ceva? Am vreo... Nu, am... sunt toate obtuze. Deci toate unghiuri sunt obtuze, dar am nicio pericol ca să fie așa. Și partea asta? Nu. La desenul ăsta? Nici nu. Oameni. Bun. V-am promis că vom discuta despre triunghiuri, că Noemi a venit cu o precizare, că există și triunghiuri oarecare. Și atunci eu vreau să vă, puntez următoarele lucruri. Deci, spuneți, clasificarea triunghiurilor. Așa vă notați, da? Clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Și acolată, deci la triunghiuri, spunem clasificarea se face după laturi, și după laturi am trei categorii de triunghiuri. Da? După laturi. Și am trei categorii. 1. Triunghi oarecare. Triunghi oarecare. Și în cuvinte spuneți, toate laturile sunt de dimensiuni diferite. La triunghiul oarecare, spunem, toate laturile sunt de dimensiuni diferite. Există și triunghi isoscel. Așa. Există și echilateral.
și echilateral, sigur că da. Deci triunghiul are care toate laturile diferite. Toate laturile diferite. Și am și desenez. Da? A, B, C. Adică AB nu e egal cu AC, nici cu BC. Da. Toate sunt diferite. Triunghi, oarecare, 2. Isoscel. Triunghi, isoscel. Isoscel, care înseamnă două laturi egale. Două laturi egale. Și îl și desenăm. Aici îl vedem așa. Iată, un triunghi isoscel, cam așa arată. A, B, C. Unde A, B, cât AC. Lungimea lui AB este ca cât AC. AB e egală cu AC ca lungime, da? Și 3. Echilateral. Echilateral. 3. Echilateral. Adică toate laturile, laturile egale. De obicei, ca să ne iasă toate laturile, noi facem o linie. Găseam mijlocul, tragem o linie punctată în sus și apoi unim. Am înțeles. Tu? Cum vrei? Să fac la tablă. Vrei să-l faci la tablă? Ți-am spus, camera te înregistrează. Vrei să ajungi să ieși într-o la tablă. Eu te văd, dorința ta mare este. Dar facem următoarea chestiune. Eu trebuie să stau de vorbă cu tata. Și dacă tata este de acord să... Părinții sunt de acord să ieși la tablă, o fac. Dar după ce am consimțământul lor. Da? Da. Nu-mi permit încă să vă scot la tablă. Bine ar fi să ajungem la momentul acela. Mi-aș dori foarte tare să ieșim la tablă, să desemnăm, să... Tu ai și-l scris frumos. Da. Te pui să scrii, nu? Bine. Uitați, copii, cum se desenează cel mai bine un triunghi echilateral? Se ia în deschizătura compasului lungimea acestei laturi, A, B. Și se pune vârful aici și se desenează un arc de cerc. Se mișcă, se pune vârful compasului și în partea asta și se desenează iar un arc de cerc. Cele două se întâlnesc într-un punct și ăla e vârful al treilea. Când ai pus așa, e perfect triunghi echilateral. Da? E mult mai deșteaptă ideea asta. Da, noi făceam... Voi făceați așa, luați mijlocul punctat și până... Da, după făceam... Unii mi se părea vouă, e bine, făceați chestia asta. Da, așa și dar asta e mult mai tare. Da? Deci cu compasul, luăm în deschizătura compasului, exact cât e latura asta, l-am desenat-o, și ținând compasul aici, tragem un arc de cerc. Și păstrând aceeași deschidătură, trag și partea asta. Ele se întâlnesc acolo, când le-am unit, ai perfect. Cel mai perfect triunghi echilateral. Așa cu linia te mai poate păcăli ochiul. Că nu prea reușești tu să duci acolo perfect. Dar așa este precizie maximă. Ce ați învățat? Cum se trasează un triunghi echilateral cu precizie maximă, da? Așa. Ăsta este triunghi echilateral, da? Toate laturile egale și ați văzut asta, asta și asta. Bun. Deci am vorbit despre triunghiuri pe care le-am surprins clasificate după laturi. Oarecare, isoscel și echilateral. Și acum continuăm. A doua, 1 a fost după laturi și 2 după unghiuri. După unghiuri. După unghiuri. Și am trei categorii. 1. Ascuțit unghic. Ascuțit unghic. Ascuțit unghic. Adică toate unghiurile ascuțite. Da? Toate unghiurile ascuțite. Așa să zic. În felul ăsta. Toate sunt ascuțite. 2. Obtuz unghic. Zunghic.
Adică are unghi mai mare de 90 de grade. Ăsta este un triunghi obtuzunghic. A, B, C. Unghiul din B este mai mare de 90 de grade. Deci el se numește apul obtuzunghic. Și 3, dreptunghic. Dreptunghic. Da? Dreptunghic. Triunghi dreptunghic. Care are un unghi drept. Iată, așa. Are un unghi drept. A, B și C. Un triunghi dreptunghic. Să știți că și ăsta e tot dreptunghic. Asta e dreptunghic? Asta, așa. Asta e. Care... Da, 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 da. Echierul tău este un triunghi dreptunghic. Să-l arătăm și la cameră. Este un pic mai mare decât pe ei. Ai înțeles de ce, da? Deci, iată că Noemi m-a întrebat repede dacă ăsta este sau nu triunghi dreptunghic. Este, pentru că are un unghi drept. Da? Triunghi dreptunghic. Foarte bine că ai punctat cu observația ta. Deci, insistă. Dacă desenezi sub forma asta, tot dreptunghic este. Unghiul, dacă este acolo drept, nu e important să fie, atenție, nu este important să fie desenat numai așa. Și poate să fie, ce e, chiar tot dacă îl scriu, îl țin în mână într-o altă poziție, nu tot dreptunghic este. Deci, nu are importanță. Important să aibă în componență un unghi drept. Deci, dragilor, clasificarea triunghiilor. Triunghiile sunt se pot clasifica după laturi și după unghiuri. După laturi înțelegem oarecare, când nicio latură nu e egală cu cealaltă. Isoscel, când am două laturi egale, noi când stau, eu când stau așa cu picioarele, desenez un triunghi isoscel, da? Pentru că cele două picioare, sper că cele două picioare mele sunt egale. Da? Se cheamă triunghi. Triunghi, cum se zice, triunghi isoscel. Echilateral înseamnă triunghiul în care toate laturile sunt egale. Iar după unghiuri înseamnă ascuțit unghic, drept unghic și obtuzunghic. Da? Deci după laturi și după unghiuri. Nu le mai amestecăm. Noemi, când tu, eu vorbeam acolo, tu mi-ai atras atenția că există și triunghi oarecare. Dar acum am înțeles că vorbim despre unghiuri după laturi și după unghiuri clasificate. După laturi oarecare, isoscel și echilateral, după unghiuri dreptunghic, obtuzunghic și ascuțitunghic. Pătratul oarecare există? Pătratul oarecare nu. Pătratul oarecare în sensul că latura e o altă dimensiune. Da. Dar pătrat, nu putem vorbi de pătratul oarecare. În sensul acela în care vorbim de triunghi oarecare. Când am zis triunghi oarecare, adică nu are două egale, nu are toate egale, ci toate laturile sunt diferite. Din motivul ăsta am zis triunghi oarecare. De acord? Da. Bun. Cât este timpul? 48. Îl oprim acum, ca să facem și un artificier, al doilea, să fie tot de aceeași dimensiune.